Drame trase la Indigo în showbizul românesc. Costin Mărculescu s-a stins din viață singur, uitat de prieteni. A fost găsit mort în apartamentul în care locuia cu chirie după câteva zile. Vecinii au sunat la 112 alertați de lătratul câinelui. Costin Mărculescu avea doar 50 de ani, dar și-a neglijat problemele cu inima. Ce ai acolo, puișor? Broște, tovarășe. Ce caută ele la ora de matematică? Știți, le-am adus pentru laboratorul de naturale. Emil e biologul nostru. Așa ce? Emil e biologul nostru. Costin Mărculescu nu a făcut carieră pe marele ecran, dar viața sa a fost ca în filme. Actor, impresar de modele, om de afaceri. În cele din urmă s-a stins singur în casă. Timp de câteva zile nimeni nu a bănuit că nu mai e. A zăcut fără suflare în cadă, cel mai probabil de sâmbătă. Pompieri au spart ușa noaptea trecută. Alerta în bloc s-a dat după ce apartamentele vecinilor s-au inundat și câinele de companie era agitat dincolo de ușă. S-au dus băieții în spate să uite dacă e lumină în casă, nu era nimic, și le trag cățelul în spate. Apropiații spun că arăta schimbat de ceva vreme. Mergea cu un hanorac, cu glugă pe el, parcă se ferea de cineva, ziceai că e zbârlit. În ultimele două săptămâni l-am simțit că parcă nu mai era el. Spunea că ține un regim mai strict, nu mai vrea să bea alcool, vrea să își refacă organismul, că nu vrea să pățească ca X sau Y. Un strigăt de ajutor al actorului a rămas fără ecou pe pagina sa de Facebook. Nu știu când voi pleca printre stele. Mădălina Manole a știut ce face și de ce o face. Știți de ce au murit mulți artiști? De inimă rea. Se adunaseră mult, spun prieteni. În urmă cu 20 de ani a făcut avere cu agenția sa de manechine. A urmat un scandal de evaziune fiscală, în urma căruia a pierdut tot. Probabil că șocul suferit atunci când a pierdut câteva milioane, că vorbim de câteva milioane de dolari, nu și-a mai putut reveni din asta. Costin Mărculescu devenise un obișnuit al emisiunilor mondene și delecta telespectatorii cu muzica de petrecere, pentru că îi plăcea foarte mult să cânte. Dincolo de ecran, trăia însă o dramă. Din vila din Pipera a ajuns să locuiască într-o garsonieră cu chirie. Datoriile imense ar fi fost unul dintre motivele pentru care Costin Mărculescu se arăta tot mai abătut în ultima perioadă. De altfel, doar la întreținerea apartamentului în care locuia avea o restanță de peste 12.750 de lei. Suferea de hipertensiune de mai mulți ani, dar nu se trata. Un infarct l-a și răpus, arată raportul autopsiei. Și când era cu mine, făcea atacuri de panică și se simțea rău cu inima. Chemam salvarea că nu știam ce să-i fac noaptea. Povestea vieții sale agitate cu dezvăluiri despre politicieni, artiști și vedete TV urma să și-o spună într-o carte controversată. Bombă cu fitil aprins. Ar fi fost lansată chiar de ziua sa pe 29 iunie, când ar fi împlinit 51 de ani. Nu a mai apucat. Rămân în urma lor doar amintirile colegilor de scenă. Un amic, prieten, coleg, fost partener din liceeni în alertă, alături de care am jucat și am rămas cutremurată. Un personaj interesant, tip de June Prim, de comedie. Un băiat frumos, un actor plăcut, un luptător cu inițiative. Dumnezeu să-l odihnească. Trupul actorului a fost dus la Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din centrul capitalei, unde va rămâne până sâmbătă la orele 12. Înmormântarea va avea loc la ora 13 la cimitirul Reînvierea.